Poftiți! Când va fi iarba ca acum, doi vânturi malină și frunjoară ca paraua, scoală, scoală cu coniță, doi vânturi malină, scoală, scoală, fi dormit, căci flăcăiți au venit doi vântul malină și în grădină ți-au intrat. Florile ți le-au stricat doi vântul malină. Lasă, lasă să le strice câte flori am răsădit doi vântul malină. La zmeiele le-am dobândit, nu le-am dobândit prea bine doi vântul malină. Și-am să le țin lângă mine, lângă mine, lângă tine doi vântul malină, lângă noi, lângă amândoi. Și aici găzdiță frumoasă doi vântul malină, rămâi, rămâi sănătoasă la rog și la mulți. La mulți am voie, vă mulțumesc. Domnule Brânză, cum vi se pare Colind de Lazmeni? Mulțumit, încântat, pentru că băieții își păstrează obiceiurile și sper să o facă și în continuare. Da, mi se pare corect și normal. Acești copii încă mai poartă, nu știu cât timp să vă mai întâmpla, pentru că generații din urma lor nu știu dacă vor să mai ducă sau nu să mai ducă. Sper ca ei să meargă în continuare atât cât vor putea și vor avea această dorință de a păstra obiceiul, să o poarte frumos și cu respect. Știți că acest colind are o tradiție de 400 de ani în comuna Zmeni? Da, am auzit în filmările făcute mai înainte de cei care s-au ocupat de tradițiile comunei și este un lucru bun. Poate îl vom mai păstra, ce știu, măcar 100 de ani. Să ne ajute Dumnezeu la toți, și lor și nouă. Da. Un Crăciun fericit la toată lumea în conducere și tuturor cetățenilor din comună. Și dacă s-ar putea conducerea, da, acestui sat, Zmeni, primăria sau alte unități, să fac un ajutor. Nu pentru noi, pentru tineri. Să mențină... Deja, domnule, deja a plecat un proiect către un ajutor de la cultură, dar s-au făcut chestii cu ușile închise. Proiectele de la cultură au plecat în fiecare an. A ajuns în fiecare an anul la Zmeni, dar n-a ajuns la noi. Au ajuns la ei în buzunare și atât. Uh-huh. E singurul an, de 8 ani de zile merg cu colindul, e singurul an care nu ne-a ajutat nimeni. Și sincer să spun, eu am mers vreo 20 de ani, dacă da, stau și mă gândesc. Am fost o tradiție între mine și tata. Tata mi-a preluat, am preluat de la tata. Da. Așa cum ai preluat și tu de la... Am preluat de la bunici. De la bunicul, da. Bunicii, da, a mers, chiar a făcut și pușcărie bunicii pentru colindele astea. Da, da, că da, nu era, era chestie interzisă. Era interzis. Fostul primar ne-a ajutat cât de cât, actualul primar și unitățile nu ne-au ajutat deloc. Uh-huh. Da. Dar n-ați fost invitați de la doamna director de cultură a comunei Zmeni? Nu ați fost invitați? Anul ăsta n-am fost invitați de nimeni. Anul trecut ne-a promis promisiuni, vorbim în vânt și atât. Anul ăsta a dat Dumnezeu soare, vântul n-a mai venit. E, din păcate, lăsați că o să reglăm. Da, bine, sănătate. La mulți ani! Vă doresc multă sănătate! La mulți ani! Doamnele sunt tot case, n-alte mai la vârf de cas. Doamnele jur prejur de mes. Doamnele soțioare trese jos din argințel. Doamnele cine-mi șadenel. Doamnele beau și se-o spătau. Doamnele...
sprijinit. Doamnele poale de veșmânt, Doamnele și m-au ridicat sus la Sfințion, Doamnele la Sfântul Ion, Doamnele și noi toți de-a rându-i găzdiță frumos, Doamnele rămâi sănătos. La mulți ani! La mulți ani! Sus la munte, ninge ploile lui Doamne. Mai la vale cadero, se zăridule gâne ploile lui Doamne. Legă-nel de bumbăcel, dar leagă cine și-a doile lui Doamne. Stă la ura fată mare și-n coase și-n ghindo. La fir galben împletești și din gura și-angrăiești, să-mi faci, maică, să-mi faci tai coile lui Doamne, să-mi faci foc peste Buzău, să treacă și-un domn de-al meu, să treacă și bun și rău, și-aici găzdiță frumoasă, oile lui Doamne, rămâi, rămâi sănătoas. La loc și la mulțumesc. Mărului, la tulpina mărului, este un pat mare încheiat, oile lui mărului, cu dar pe scânduri de blat, dar pe el ce-i așezat, oile lui mărului, de-o prelată și-o cearceaf, două perne pe stricioare, oile lui mărului, dar pe ele cine doar, doarme el jup în Crăciun, oile lui mărului, scoalu-i da mă jopănească, scoală, scoală, fi dormit, oile lui mărului, căci v-au nins, v-au vit forât, flori de măr s-au scotorat, oile lui mărului, peste voi, peste amândoi, și-aici găzdiță frumoasă, oile lui mărului, rămâi, rămâi să la rog și la mâncare! Să fii sănătoși! Mărului, dar pe ele cine doar, doarme el jup în Crăciun, oile lui mărului, coalui d-albă jopăneas, scoală, scoală, fi dormit, oile lui mărului, căci v-au nins, v-au viforât, flori de măr s-au scotorat, oile lui mărului, peste voi, peste amândoi, și-aici găzdiță frumoasă, oile lui mărului, rămâi, rămâi sănătoasă, la nou și la mâncare. Dar strică, cum se pare că a venit timpul înapoi? Așa. E bine că s-a întors timpurile astea cu colindele. Dar e bine să nu se dispară obiceiul. Așa e. Și peste tot, pe noi ne duceam la partid, ne duceam cu colindele. Ne lua de tot și ne duceam cu colindele. Dar acum, ei o fac... Ei duce tradiția asta într-altă parte de binevol. Deci nu-i sponsorizează nimeni. Păi nimeni nu-i sponsorizează, dar pe noi ne pozorea atunci, ne ducea la partid de... Tu ce faci, băi? Ne ducea, ne dădea,
ne dădea bani, ne dădea covrici, ne dădea pachete, ne caza la hotel. Da, dar acum copiii ăștia umblă pe străzi fără să le dea nimeni nimic, nici de la cultură, nici de la primărie, până, nici de la... De la nimeni, nu le dă nimeni nimic. La noi era altă, făceam repetiții. Dar cum făceați al dumneavoastră mai înainte? Cum să văd? Acum când 10 ani sau câțiva ani. 10 ani. Când începeam colindul, făcea repetiții. La fișcare. O seară la unul, unul la unul, o seară la altul, unul la altul. Căiam câte o găină, o mâncam, o frigeam. Asta ne interesează pe noi. Ce făceați când făceați dumneavoastră repetiții? Repetiții? După ce termina repetiții, duceam câte o găină de la fișcare, făceam prăjeali și beam și cântam. Și ieșea totul ieșea cu bine. Da, cum? Și dacă ieșea cu bine, era urarea. La mulți ani! La mulți ani! Bine! Yeah.
La mulți ani.